Eugen Patraș, Cernăuț, Centrul Cultural Român Eudoxiu Curmuzache, vicepreședinte și fondator, de fapt, al Centrului Cultural Român, care s-a deschis pe data de 10 mai anul trecut. Am venit la această conferință a românilor de pretutindeni, în această zi de sărbătoare, 24 ianuarie. Într-un minut începem atelierul. Cu mai multe sentimente, în primul rând, cu gânduri bune, de la mulți ani pentru toți românii din toate colțurile lumii. Pentru cei care sunt autohtoni din Bucovina, Basarabia, sudul Basarabiei, Ținutul Herță, dar și diaspora românească de pe întregul Mapamon. Dorim să identificăm problemele care s-au acumulat de-a lungul timpului, dar mai ales soluțiile la acele probleme, pentru că, totuși fiind împreună, eu cred că vom avea posibilitatea de a le discuta și a ne înțelege mai bine față în față. Centrul Cultural Român din Cernăuți, cum merge? Am avut mai multe activități care au și fost transmise și pe rețele de socializare. Am și scos între timp pe o revistă, Mesagerul Bucovinean, venea în 4 numere în acest an. Chiar astăzi avem un spectacol festiv legat de Ziua Unirii. Este la Cernăuți? La Cernăuți, în Palatul Academic. Probabil că prima festivitate din perioada postbelică legată și dedicată de Ziua Unirii. Deci, practic, prima manifestare pentru Mica Unire la Cernăuți, după aproape... Participarea unor vedete din Republica Moldova, Zinaida Bobocean, Maria Liuț și Suzana Popescu. Și un taraf de muzică populară de acolo, plus artiștii noștri din nordul Bucovinei. Vă mulțumim frumos, domnule Pătraș, și mult succes cu Centrul Cultural Românesc din Cernăuți. Cu mult drag încercăm să facem cât mai multe lucruri frumoase.